Anul trecut, Republica Moldova a înregistrat o creștere economică de doar 0,7%. Potrivit Biroului Național de Statistică, în 2023, produsul intern brut a fost de 300 de miliarde de lei, în creștere cu aproape 30 de milioane de lei față de 2022. Ministrul Economiei recunoaște că este o creștere modestă și spune că reformele demarate urmează să dea rezultate. Potrivit BNS, un impact pozitiv asupra dinamicii PIB în 2023 au avut agricultura, silvicultura și pescuitul, care au generat o creștere de 2,6%. În același timp, descreșterea PIB-ului în perioada de referință a fost cauzată de industria prelucrătoare, construcțiile, comerț, întreținerea și repararea autovehiculelor, transport și depozitare. La sfârșitul anului trecut, Ministerul Economiei și FMI-ul prognozau o creștere a economiei Republicii Moldova cu 2%. În industrie am avut o scădere, în construcție am avut scădere și cel mai mult a scăzut ceea ce înseamnă consumul populației și impozitele pe consum. Deci noi, practic, de o an de zile avem o stagnare totală a incaserilor din TVA. Toți acești factori au dus la aceea că recuperarea din 2023, care ne-am dorit-o cu toți, care aparent trebuia să fie, nu a fost. Am avut o creștere modestă, dar totuși important psihologic până la urmă este că am fost pe plus. Dacă este să spun direct și sincer, fie asta 0,7, fie asta 1 sau 1,2 sau 1,5, oricum nu ar fi suficient. Și am spus-o nouă dată, noi avem nevoie de o creștere accelerată de cel puțin 8% anual pentru ca să recuperăm în deplinul sens a cuvântului economia. În timp ce Republica Moldova a avut o creștere economică modestă, România a avut o creștere de 2,1%, iar Ucraina 5,1%. Sunt economii diferite, în momente diferite. Ce vedem, un proces profund dezinflaționist, o cerere internă, scăzută o consolidare fiscală semnificativă în Republica Moldova, cu siguranță că are și acest efect secundar asupra creșterii economice. Sarcina care este pe noi este să identificăm și să dezvoltăm noi segmente ale economiei care să susțină creșterea economică de care avem nevoie. Asta înseamnă în primul rând investiții, asta înseamnă în primul rând atât publice cât și private. Noi trebuie să găsim care ar fi factorii de creștere economică. Sunt așa numitele poluri de creștere. Câțiva ani de zile am identificat un pol de creștere, au fost zonele economice libere. Și nu le mai susținem așa cum le-am susținut cândva. Al doilea pol de creștere a fost sectorul IT. Al treilea pol de creștere puternic este agricultura. În 2022, PIB-ul Republicii Moldova a fost de 272,6 miliarde de lei, adică 14,5 miliarde de dolari, în scădere reală cu 5,9% față de anul 2021.